Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Casa în Diaspora. Sunt Adriana Dascălu-Bulină. Alături de mine în studio la această ediție, Veronica Precub. Bine ați venit la emisiune! Bine v-am găsit! Mă numesc Veronica Precub și sunt astăzi aici în cadrul emisiunii dumneavoastră Acasă în Diaspora pentru a vă împărtăși puțin din experiența mea cu străinătatea, în ghilimele. De ce în ghilimele? Pentru că eu am avut, de fapt, două contacte cu străinătatea. Primul contact a fost imediat de pe băncile școlii, după ce am terminat liceul. A fost acel val al copiilor de vârsta mea care toți visam să plecăm în afară, să facem bani. Numai că nu este chiar așa. Ok, să vă povestesc. Mă rog, vă ascultăm cu mare interes. Mulțumesc. Am plecat în Italia. Mama mea era deja acolo și am rugat-o să mă ajute să-mi găsească și mie ceva. Și mi-a spus, nu, niciun caz, vii aici la rupt oase, nu, stai acolo, tu vezi de facultate, că eu mă înscrisesem și la facultate. Și îi spusesem, vreau și eu să am banii mei de buzunar, să pot să-mi achit singur anumite taxe ce se plătesc la facultate. Maica mea a insistat, nu, că nu vin nicăieri, eu, bine, nu m-a ajuns tu, nu-i nimic. Aveam o colegă care și ea plecase, ca aproape toți colegii mei, cum vă spuneam, și mi-a zis, bine, Vero, haide că te ajut eu. Și când i-am spus mamei mele că totuși am găsit pe cineva care să mă ajute, a spus, nu, haide, vină încoace, ești copilul meu, totuși. Ok, și mi-a găsit ca și babysitter, deci am avut contact direct cu copiii italienilor. Și nu a fost tocmai ușor. Noroc că eram în facultate, repet, am făcut și pedagogia și în facultate făceam modulul psihopedagogic și m-a ajutat cumva să înțeleg reacțiile și să știu cum să mă comport cu ea astfel încât să mă asculte, fiindcă nu asculta de nicio culoare. Câți copii erau? Sau unul singur? Unul singur, dar făcea cât 10. Suficient, așa, și făcea cât 10. Da. Știați limba italiană? Nu știam, doar că am învățat-o foarte ușor, pentru că am o predilecție pentru limbi și mi-a plăcut că este o limbă foarte melodioasă. Zona unde am fost eu în Italia e zona Toscana, undeva la mare, deci m-au încântat toate aceste și lucruri. Și peisajul, și cum clima, și da, oamenii frumos. Probabil pe care i-ați întâlnit, da. Mai puțin dificultățile pe care le-ați întâmpinat în adaptarea cu jobul pe care îl aveați, cu faptul că trebuia să aveți grijă de un copil mai neascultător. Trebuia să fiu acolo non-stop, exact. O doamnă din emisiunea dumneavoastră spunea că parcă nici nu aveai voie să vorbești la telefon, așa este, copilul tot timpul după mine. Deci au fost și momente pozitive și mai puțin pozitive, dar a trecut. Ok. Eu mi-am terminat facultatea și după trebuia să intru în învățământ. Și după experiența copiii în străinătate și văzând cam ce este și la noi, fiindcă și la noi noua generație spre acolo se îndreaptă, adică niște copii mai răzgâiați puțin, să zic așa. Am zis nu, nu vreau. Nu e pentru mine. Nu. Și am plecat la București, unde am devenit traducător. Ok, fiindcă Bucureștiul știm și noi toți că e capitală, îți oferă mai multe ferestre, mai multe oportunități. Acolo mi-am întâlnit partenerul de viață, care este belgian, și timp de 5 ani am avut o relație la distanță și călătoream foarte mult România, Belgia, România, Franța și invers. Și după 5 ani ne-am hotărât noi, haide să mă duc acolo, să-mi echivale studiile și să plec în Belgia. Și acolo începe povestea mea cu Belgia. Am ajuns acolo, am început să-mi echivalez studiile de aici, a durat tot
foarte mult, adică 8 luni de zile. Deci birocrația este cam aceeași peste tot. Nu e doar la noi în România. Dacă să ne consolăm cumva, da? Exact. Așa, în asta 8 luni de zile pot să spun că eu eram așa într-o mică depresie, fiindcă parcă nu-mi găseam acolo locul. Chiar dacă eram cu prietenii partenerului meu, nu era totuși singură, plecată de nebună într-o aventură, exact, departe de casă, exact, între străini. Exact, da. Să spunem un pic despre studii. Ați făcut liceul pedagogic, da, Colegiul Național Mihai Eminescu, da, și la USV, Facultatea de Litere, da, Română-franceză. De asta m-am dus acolo, fiind vorbitor de franceză. Și am descoperit că franceza învățată în facultate nu are aproape nicio legătură cu franceza vorbită acolo. Poate știți că în Belgia se vorbesc de fapt trei limbi, sunt trei regiuni: regiunea valonă, flamandă și francofonă. Eu făceam parte din regiunea francofonă. Ar fi fost chiar culmea să mă duc la flamanzi, că nu știu, o boabă. Nici acum, după ce ați... Cât ați stat în Belgia? 5 ani jumătate am stat în Belgia. După ce mi-am... Să revin. Da, după rog, ce poate echivalat la studiile. Am încercat să postulez la diverse joburi pentru a profesa. Bine, nu puteam să le predau lor, pentru că erau vorbitori de limbă maternă franceză și automat că eu am fost pe partea de a preda franceza celor străini. Ok, numai că am văzut că e foarte greu. Numai nu se lega absolut nimic. Și e cumva normal, zic eu, își protejează cetățenilor belgienii. Nu știu dacă se întâmplă același lucru și la noi în România. Deci dau prioritate belgienilor. Dar și deci totuși ați prins un post acolo unde vă doreați să predați străinilor stabiliți în Belgia? Am găsit ceva, dar doar câteva ore. Am fost demoralizată din nou, neavând prieteni. Ce am spus eu? Ok, așa nu se poate, haide să fac altfel, să o iau puțin pe ocolite. Și în acest caz am făcut o altă școală. Dintotdeauna eu am fost pasionată de psihicul uman și în acest caz am făcut 3 ani de zile o specializare pentru a deveni hipnoterapeut. Și am făcut această școală, nu spun că mi-a fost ușor. Ați avut și un job între timp, totuși, sau...? Am lucrat la un restaurant, bineînțeles, da. Păi școala asta bănesc ca și costat. Da, a costat destul de mult. Acolo studiile sunt foarte costisitoare, dar după ce ieși din școală, chiar ești cu adevărat specialist pe un anumit domeniu. La noi, eu știu, când am terminat eu, știi câte puțin din toate. Acolo ești foarte bun, dar pe ceva anume. O fi mai bine? O fi mai rău? Sau cum o fi mai bine? Eu zic că este mai bine așa. Cum e la noi sau cum e la ei? Nu, cum e la ei. Pentru că în calitate de specialist poți să spui cu mâna pe inimă, da, așa se face. Atunci când știi din mai multe câte un pic, nu poți să spui că ești perfect într-un anumit domeniu și poți ajuta o persoană 100%. Da, nici nu mai știu unde era. Păi eram la școala pe care ați făcut-o. Așa. Și ați devenit hipnoterapeut. Da. Ok, după acești 3 ani am început să profesez acolo ca și hipnoterapeut. Aveam pacienții mei. Aveați un cabinet sau lucrați într-o clinică? Colaboram. Independent? Erați... Independent, da. Uh-huh. Colaboram cu diverse cabinete, printre care am colaborat cu o doamnă pedopsihiatru. Ce înseamnă aceasta? Psihiatru pentru copii și mi-a plăcut foarte mult. La început am fost mai stângace, evident, dar m-am familiarizat cu domeniul meu, cu ce am de făcut și a fost totul în regulă. Lumea a văzut că
poate avea încredere în mine că e ok ce fac. Bine, că acolo se dă o foarte mare importanță sănătății psihice, ceea ce la noi, când am venit în România și am spus că sunt hipnoterapeut, Ce ești? Cum? Ce face? Hipnoterapeut în tratarea traumelor emoționale, șocurilor emoționale și adicții. Adică chestii pe care aproape că nu le băgăm în seamă, nu le recunoaștem în primul rând, adevărat. Ce să mai spunem că, domnule, trebuie să mă duc la un terapeut, am nevoie, nu știu. Știm foarte noi că orice boală, scuze că v-am întrebat, vă rog, orice boală începe în primul rând aici, la nivel psihic. Dacă nu îi facem nimic când este în fază incipientă, automat că se va somatiza în corp, undeva. Și uneori este prea târziu. Ca să pun așa puțin în balanță, am avut și pacientelă belgiană, și pacientelă românească. Există sindromul Belgiei, așa cum știm că există sindromul Italia? Nu știu ce să spun. Nu aș spune că există sindromul Belgia. Bine, eu fiind un caz mai atipic și cunoscându-i din interior pe belgieni, nu pot să spun că m-am confruntat foarte mult cu rasismul lor sau cu alte lucruri. Dar e posibil să fie și ei rasiști. Știu că sunt destul de raționali, destul cu picioarele pe pământ. Noi românii suntem mai spirituali, mai empatici și probabil asta le lipsește lor. Și când dau de o persoană ce le poate oferi așa ceva, să știți că sunt foarte interesați. Caută. Ei investesc foarte mult în educația lor, cursuri, vacanțe, mâncare bună, evident. Noi români investim în ce? În a avea o casă, în proprietăți, cu alte cuvinte. Lucruri. Da, lucruri. Nu putem spune nici că este bine, nici că este rău. Sunt doar valori diferite. Depinde de optica fiecăruia. De aceea mulți belgeni stau în chirie. Da, marea majoritate. Mulți belgeni merg cu transportul în comun. Exact. Și este foarte bine pus la punct transportul lor în comun. Petrec foarte mult timp, din timpul liber, evident, împreună cu familia, cu prietenii, în aer liber, nu? Da, socializează foarte mult. Ce m-a marcat pe mine și mi-a plăcut a fost faptul că tot timpul în weekend se făcea grătar, ca și la noi, ba la un prieten, ba la celălalt, fiecare ducea câte ceva. Sunt destul de sociali. Sociabil? Da. Și noi, românii, suntem așa, doar că intervin mai multe greutăți la noi în România. Și spuneți-mi, de ce v-am întrebat de sindromul Belgia? Pentru că ați zis că ați avut pacienți și din rândul românilor. Și, nu știu, să fi suferit traume să și ei... Să vă spun acum. Da, bineînțeles. Păi când ajungem în Belgia, dacă nu ne integrăm într-o comunitate de români, să știți că riscăm să picăm în depresie. Eu v-am spus lucrul acesta. Și depresia e un lucru foarte, foarte așa serios. Este, așa este. Fiindcă pacienții mei belgieni cu diverse traume veneau când trauma respectivă era doar incipientă și se putea rezolva destul de ușor. Ei bine, când am avut și pacientele din breasla românilor, ei veneau că nu se mai poate face nimic, când persoana respectivă trebuia să fie pusă pe tratament, fiindcă altfel nu se putea. Deci românul nostru totuși nu previne, tratează și uneori e prea târziu. Dar aici intervine din nou educația. Întotdeauna în mintea mea este faptul că educația stă la baza tuturor lucrurilor. Educația. Care a fost cel mai dificil caz pe care l-ați avut în gestionare? Am avut... Evident, nu dăm nume. Da. Cazul este ca pur și simplu. Un domn
care suferea de paranoia, dar nu știa lucrul acesta. Eu am încercat să-l ajut cu diverse tehnici ce știam eu, fiindcă, repet, nu sunt medic, dar te pot ajuta cu medicina alopată, homeopată, cea din plante, sau cu alte tehnici ce le-am învățat, însă nu-ți pot prescrie medicamente. Și domnul avea nevoie de așa ceva. Și când i-am spus spre ce anume îl îndrept, s-a uitat la mine urât. Nu, nu se poate, eu nu sunt nebun. Ok, ca să mă sune după două zile soția să-mi spună că a venit salvarea. Și într-adevăr a ajuns acolo unde îi spusesem și eu. Da, asta este. Era român? Era român, da, din păcate. Belgenii nu stau până în ultimul timp. Am înțeles. Că nu se mai poate. Cum foarte bine ați subliniat, prevenția este cât se poate de importantă. Și din păcate, noi avem această problemă, că mergem la medic doar când ne doare ceva foarte, foarte tare. Și durerea este semn că boala e într-un stadiu avansat și, Doamne ferește, nu știm dacă mai scăpăm sau nu. Bineînțeles. Bine, acolo este un alt nivel de și un alt sistem medical. Știm că totul costă mai mult acolo, e mult mai scump, dar își permit, fiindcă și modul lor de viață e un pic mai... Au alt nivel de trai, au alte salarii, ce să mai... Exact, e altceva. Da. Păi am fost și internată acolo, în Belgia. Așa. Și am văzut ce diferență mare este în mediul medical, cum ești tratat acolo și cum ești tratat la noi în România. Și aparatura de care dispun. Noi români, eu știu că putem, dar suntem micuți încă, dar vom crește. Sigur, nu trebuie să încetăm să sperăm la asta, să ne dorim asta. Da. Dar cred că trebuie să facem cu toții mai mult, să ne așteptăm doar de la autorități să vină implicare și schimbare. Exact. Ce mult m-am bucurat că și la noi în România s-a început tricherea gunoiului. Pentru că în colectarea Belgia, selectivă, colectarea cum se selectivă, mai zice. Așa. Da, în Belgia se face lucrul acesta de peste 10 ani și când am văzut că și la noi începe să se pună accentul pe acest lucru, am zis, wow, super, în sfârșit. Numai că încă este destul de stângaci și la noi, dar se fac pași. Bun, continuați povestea dumneavoastră din Belgia, vă rog. Așa, povestea mea. Cu pacientele. Cu pacientele, cu hipnoza, relațiile dumneavoastră cu prietenii, relațiile cu timpul liber, cum îl exact petreceați, ce vă lipsea de acasă. Era ceva? Era, nu? Bineînțeles. Deci, până când să fac școală în Belgia, pot să vă spun că odată la 3 luni eram în România, îmi lipsa atât de mult România, chiar mi-era dor de pământul nostru, cum auzeam o melodie, ceva de România, aproape îmi venea să plâng. Deci eram foarte emoționată. Nu aveam prieteni și nu cunoșteam pe nimeni care să fie la fel ca mine. Mă simțeam un pic așa, pe afară. Asta până când am cunoscut și o persoană din comunitatea românilor, de acolo, din Bruxelles, și am început ușor, ușor să mă simt ca acasă. Și numai bine, că am început să mă simt ca acasă, a venit pandemia peste noi și acolo s-au impus reguli ca și aici, dar s-au și respectat destul de riguros. Și nu mi-au convenit unele reguli și am spus, știi ce, mai bine eu mă duc la mine în România, vedem ce se poate face și acolo. Totuși am o diplomă, știu să fac mai multe, vedem ce se. Între timp făcusem o colaborare cu cineva care mi-a dat un aparat de biorezonanță, am început să studiez și pe el,
După cum vedeți, eu sunt o căutătoare, îmi place mereu să mă perfecționez, să știu, să cunosc, să mă informez. Așa, a venit pandemia, am venit în România și am zis să activez ca și hipnoterapeut. Numai că am văzut că lumea nu mă bagă în seamă, am început să scriu la diverse clinici, chiar de aici din Suceava, despre faptul că pot să ofer și eu altceva, terapii alternative. Eu sunt și maestru Reiki, după cum vă spuneam, belgenii sunt foarte interesați de spiritualitate, numai că ei sunt mai reci sufletește. Noi românii suntem mai calzi. Eu știu că suntem credincioși. Și de aici pleacă totul. Așa. Am văzut că nu merge în România cu hipnoterapia. Am spus, ok, hai de mai fac ceva cursuri și să mă orientez spre biorezonanță. Totuși, românul nostru este mai interesat de sănătatea fizică, să vadă la acolo ceva concret. Și am început să practic biorezonanța, să fiu specialist în biorezonanță. Nu pot să spun că wow, am foarte mulți pacienți, clienți, dar e la început. Lumea începe să accepte. Asta e bine, se deschide către nou. Și acum sunteți stabilită la Suceava, să înțeleg? Acum sunt în Suceava de 6 luni. 6 luni. Da. Și cu toate că aici am făcut școală în Suceava, facultate, liceu. Nu știu, mă simt puțin pe din afară, parcă nu pot să mă integrez. Da, nu înțeleg de ce. De ce nu ați la Târgoviște, orașul natal? Păi, prietenii mei aici sunt. Toată viața dumneavoastră practic e aici? Da, cu aici prieteni, este, cu căței, cu purcei? Exact. Doar că între timp prietenii mei au crescut, evident, și au format și ei propria familie, probabil au alte priorități. Nu știu, e mai delicat, dar mi-am propus mie, așa mental, să-mi dau un an de zile, să vedem ce se va întâmpla în România. Și apoi voi lua o decizie. Rămâneți, sau vă întoarceți, sau mergeți spre alte zări, alte țări? Nu, dacă m-aș întoarce, eu m-aș întoarce tot în Belgia. Tot în Belgia? Fiindcă în Bruxelles ați locuit? Nu în Bruxelles, aproape de Liege, fiindcă aveam deja o notorietate, lumea avea încredere în mine, în ceea ce făceam, iar persoanele din comunitatea românilor sunt super pe și ele. E o comunitate foarte bine închegată acolo, da, așa mi-e o impresia. Se fac petreceri la comunitate. Rombelul, exact. Da, nu știu, a reușit așa să strângă la un loc românii din Belgia, exact, din orice colț al Belgiei, să le ofere pe lângă aceste momente de care spuneați, de petreceri și de momente în care să meargă la diverse concerte, diverse activități culturale, inclusiv activități caritabile, consiliere, exact, pentru români. S-au făcut și acțiuni caritative la care am participat și eu și mi-a plăcut foarte mult. Cum ați cunoscut? Așa ați cunoscut-o pe Carmen, pe Carmen Solomie, da, președinta Rombel, exact, pe care au cunoscut-o și telespectatorii noștri, a fost aici la Casa în Diaspora acum ceva vreme. Apreciez foarte mult ce face Carmen. Mă bucur că v-a recomandat și dumneavoastră emisiunea Casa în Diaspora și iată ne întâlnim acum aici. În Italia cât timp ați stat? Am stat cam 4 ani. Da, 4-5 ani cumulat, fiindcă nu a fost... N-a fost continuu. Coadă, da. Uh-huh. În Belgia a fost continuu și... Câți ani? 5 ani jumătate. 5 ani jumătate. Da. 5 ani jumătate în Belgia, 5 ani în Italia. Deci cam asta pare să fie normal. Exact. 5 ani. Și să vedem încă 5 ani. O să fie 5 ani în România? Vom vedea. Un an v-ați propus, asta am da, reținut, să vedeți ce și cum se aliniază planetele aici. Exact. Că tot am vorbit
mai devreme. Ne-ați întrebat mai devreme aici în studio ce zodii suntem și am înțeles că suntem oameni de nădejde, așa. Da, oameni cu foarte mult balanță, bun simț. Da. Capricorn și gemeni. Și gemeni, așa ce am făcut noi, da, un prim, da, sondaj aici printre colegii care erau gemenii în zonă. Sunt foarte deștepți, curioși, ingenioși. Chiar doamna, nu întâmplător că este balanță. Balanța întotdeauna este îndreptată spre frumos, spre imagine și caută tot timpul armonia, pacea. Da. Echilibrul. Exact. Armonia, pacea. Da. Da. Și Capricornul muncitor, a zis, da, serios, de succes. Exact, așa este. Dăm așa câteva... Dăm puțin din casă. Din casă, da. N-am și nominalizat, doar despre mine. Na, dar eu sunt aici de față și mi-am exprimat acordul. Dumneavoastră Leu. Eu sunt Leu, spus, da? Și neîntâmplător sunt aici în luna august. Care este luna Leului. Luna Leului. Și urmează exact. Luna... Balanțe, fecioară între. Și apoi balanța. Da. Ce v-a stârnit interesul pentru studierea zodiilor? Ce mi-a stârnit interesul? După cum vă spuneam, din totdeauna am fost pasionată de psihicul uman și de ezoterism. Drept urmare am făcut hipnoterapia. Și am cochetat, să spun așa, și cu ceea ce ține de ezoterism. Sunt și maestru Reiki. Ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă, da? Înseamnă că pot să lucrez cu energiile, să te ajut să depășești anumite bariere, să te ajut să-ți echilibrezi chakrele. Bine, știu că la noi pare un pic așa de domeniul SF-ului, dar e pe bune. V-am spus, vom crește noi mari la un moment dat, noi ca și popor, evoluăm. Păi acum încă suntem din păcate la stadiul ce mă trimis pe mine la psiholog sau, da, la psihiatru, ce zici, ce că sunt nebun? Exact. Da. Psihoterapeuții, psihologii și psihiatrii... sunt așa undeva, n-avem nevoie de ei, deși, de fapt, avem, cum ați spus nevoie un pic mai devreme, da, sănătatea, da, mentală este foarte importantă și foarte. De aici, da, pleacă toate bolile, pleacă așa este. Toate. Exact. De aia se zice că e foarte important atunci când ai un necaz, o supărare, o boală, este foarte important psihicul pentru... Să le ajutăm. Bine, ne pot ajuta și prietenii să depășim anumite prietenii, momente. Familia, da, colegii. Numai că uneori când trauma este prea mare, să știți că nu reușești să facă lucrurile. E nevoie acestea doar de un specialist. Exact. Să nu ne jucăm și cu să focul nu ne amăgim că scăpăm. Exact. Unii nici nu mai merg. Pastile... Da, pastile, cum să nu cred în eu nu sunt diverse tehnici medicamentelor, fiindcă ele nu fac altceva decât să ne amorțească, să ne anestezieze mental și suntem așa un pic mai legumițe. Dar problema nu trece. Nu, revine după un anumit timp, un pic altfel, sub o altă formă, dar ea tot timpul va fi acolo. De ce suntem un popor trist? De ce suntem? Cred că ați observat că mergem pe stradă. Nu știu, acum eu o spun așa, poate. Da. Dar lumea e așa, abătută, da, cu capul, merge cu capul în jos. Așa se îmbracă în culori închise. Neîngrijit chiar aș îndrăzni să spun. Uneori, da. Eu cred că din cauza lipsei respectului de sine, nevoile care sunt la noi, sistemul în care suntem cu toții angrenați. Și totuși foarte mulți dintre noi au fost cel puțin o dată în străinătate, măcar într-o vacanță. Și în vacanță nu te duci doar, nu, să stai, da, cu... Da. Bine, sunt și momente în care vrei să stai, da, pur și simplu să le încezești la soare, da? Nu știu, mai ieși la o plimbare, mai vizitezi un obiectiv, mai, exact, vezi cum mănâncă ea, cum, exact, nu aruncă peste tot, cum vorbesc, da, cum se salută, da, cum zâmbesc. Păi, și noi, chiar dacă ieșim și vedem toate chestiile astea,
Le lăsăm acolo și nu le aducem aici că da, cu noi. Fiindcă totul pleacă de la educație, revin. Și eu poate dacă nu m-aș fi educat în sistemul lor, rămâneam cu anumite credințe pe care le avem noi, ca și popor român. Să nu uităm că am fost comuniști și și-a pus amprenta și comunismul asupra noastră. Chiar dacă s-au întâmplat multe de atunci, dar eu știu că încă mai este acolo în subconștientul colectiv. Apoi avem atâți români, atâția români care lucrează peste hotare și de ani de zile vin aici și parcă uită ce au învățat dincolo. Care ar putea fi o explicație? Nu vreau acum să facem noi un seminar, dar dacă tot ne-am întâlnit noi așa și vorbim despre oameni și despre stil de viață, credeți că putem găsi o explicație la comportamentul acesta? Da, eu mă gândesc că românii din afară aproape toți tânjesc și se gândesc că la un moment dat se vor întoarce în țară și nu are rost să dea prea mare importanță la ceea ce se întâmplă în țara unde sunt. Dar ei sunt acolo într-un fel? Se comportă așa cum li se spune, cum li se cere, se aliniază regulilor comportamentale și de, nu știu, bun simț și legale și așa mai departe. Însă aici când vin, mi-aduc aminte de o poveste că a intrat cineva în țară și a aruncat un ambalaj pe geam din mașină. Și a zis, fai ce dor mi-era să fac asta. Deci, vedeți educația? Ce face? Revenim la educație? Da. Da, dacă de mic nu ești educat într-o anumită direcție, eu zic că degeaba te duci tu peste ani în diverse locații, țări. Da. Nu vreau să înțeleagă lumea că judec pe cineva, eu vreau doar să înțeleg. Am și cunoscut foarte mulți români care sunt excepțional, care au învățat atât de multe lucruri de la viața lor, cea nouă, departe de casă și au adus aici plus valoare și vin aici și ne învață și pe noi multe lucruri. Avem ce învăța de la ei. Nu vreau să creadă cineva că sunt în categoria celor care spun, mă, ăștia, stranieri ăștia, să nu mai vină, să ne lase în pace, să stea acolo unde au plecat. Nu. E o atitudine greșită din punctul meu de vedere. Dar totuși sunt niște lucruri care se întâmplă și pe care încerc să le înțeleg. Am avut discuții în sensul ăsta și în plecările noastre cu emisiunea în Italia. Am fost de două ori și am cunoscut niște români extraordinari acolo care și ei se întrebau, oare de ce fac? Unii dintre ei care vin acasă, niște lucruri care... Bine. Nu trebuie să sunt traume pe care le sunt frustrări adunate. Păi în afară, repet, dacă nu te afiliezi românilor care sunt pe acolo, nu prea reziști. Mental vorbind, nu știu, se întâmplă ceva, suferi. Suferim în tăcere. Asta e cuvântul. Ceea ce nu e bine. Nu e bine. Până, la un punct. Fiindcă apoi ne trezim cu anumite boli, haide că trebuie să acumulate. Merg în România. Și nu a pus să te bucuri de ceea ce ai construit în România. Da. De ce ați plecat din Italia? A fost prima dumneavoastră experiență cu străinătatea, să reamintim celor care ne urmăresc. Am plecat fiindcă vreau totuși să activez în domeniul învățământului. Numai că am văzut că nu e în regulă. Nu e ceea ce vi se potrivește cel mai bine, nu? Da. Înțeles? Da, exact. Da. Din Belgia am înțeles, a venit pandemia și v-a dat așa... De busola. Așa, v-a dat puțin peste cap și... citisem la un moment dat pe pagina dumneavoastră de Facebook, așa un fel de crez al dumneavoastră, emoțiile sunt cele care ne conduc viața, să învățăm să le controlăm. Exact. Cu ajutorul
Hipnozei medicale, bineînțeles, există și hipnoza de spectacol, dar nu este în interesul meu să fac așa ceva, fiindcă doar cu ajutorul hipnozei medicale putem avea acces la subconștientul persoanei și îl putem ajuta să retrăiască anumite momente, să treacă peste ele. Bine, nu făcând așa, din lege. Păi nimic nu se face așa. Îți iei fix foaie și începi. Începem să scriem. El e cel mai bun prieten și a fost și prietenul meu cel mai bun, pixul și foaia. Și foaia, da. Ne ajută să ne așternem niște gânduri. Gânduri. Exact. Și să vedem ce e cu ele, de unde vin, ce e realizabil, ce nu, fiindcă noi putem avea foarte multe frici adunate acolo în capul nostru, care nu sunt fondate, sunt doar așa, din auzite. Da. Încă o dată, nu vrem să vă convingem de nimic, doar vă mai prezentăm și alte opțiuni pe care le puteți avea în vedere. Important este să aveți grijă de voi, din cap până în picioare, oriunde v-ați afla, fie că sunteți în România sau departe de casă. Poate un pic mai multă grijă la cei aflați departe de casă, pentru că așa este. Situația lor tăcere și apoi se somatizează o anumită boală. Ce le recomandați acestor persoane care pleacă de acasă? Poate n-au avut situația dumneavoastră să plecați cu prietenul, să aveți acolo prieteni. Poate pleacă așa, în necunoscut, nu au pe nimeni acolo, nu mai sunt români în zonă cu care să schimbe o vorbă. Niște tehnici care să-i facă să facă față situației. Să nu piardă legătura cu cei de acasă, cu prietenii. Avem tehnologie în ziua Slavă de Domnului. Astăzi, avem vestitul telefon. Da. Eu știu că noi, ca și popor, suntem un pic prin toată lumea. Este imposibil să nu se găsească o comunitate de români în orice țară, unde s-ar afla. Într-un oraș mai mare, poate. Sau să caute grupuri de socializare pe net, dacă nu le permite timpul fizic. În online, eu zic că este mult mai ușor. E important să facem parte dintr-o comunitate, repet, ca să fim bine aici, că altfel nu prea suntem bine. Da, așa este. Da, plus că suntem privați de multe lucruri. Spun și eu din poveștile pe care le-am mai auzit, nu numai aici la Casa în Diaspora, pentru că sunt și oameni care nu vor să apară în fața camerelor, să apară în fața oamenilor, să-și pună durerile povestea până la urmă. Exact. Dar adevărate traume trăite de ei, unei au dus mai ușor, alții mai puțin. Exact, ați spus foarte bine, traume. Acesta este cuvântul. Nu le dăm importanță, spunem că e ceva firesc, că așa este viața, dar dacă trecem peste și nu facem nimic, repet, la un moment dat se va întâmpla ceva cu noi. Haideți să vă povestesc acum puțin despre domeniul culinar pe care l-am întâlnit acolo. Oricum trebuia să vorbim și despre asta, că nu se poate fără. Cum am lucrat și în restaurant, am văzut cam ce farfurii se fac. Ei pun foarte mult accent pe plating, să arate foarte impecabil bine, farfuria. Și mâncarea lor, într-adevăr, e bibilită, e aranjată și e gustoasă. Eu când am gătit acolo mâncarea de-a noastră, mi s-a spus, da, e foarte bună, e gustoasă, numai că e prea sățioasă, prea calorică. Ei mănâncă destul de light, aș putea spune. Bine, și clima bănuiesc că influențează aici foarte mult, că la noi iernile sunt destul de lungi și grele. Exact, și automat că avem nevoie de grăsime, ceea ce acolo în Belgia nu prea se consumă. Ei mănâncă foarte mult, au o bucătărie franțuzească, să zic așa, amestecată cu
puțin mediteraneană. Bună mâncarea, nu am ce spune. Foarte bună. Gofrele? Oh, da. Mi-am luat și eu aparat de făcut gofre. Așa, și? E foarte simplu. Deci, la noi se petrece foarte mult timp în bucătărie, până facem sarmale, până facem ardei umpluți. Păi nu, că dacă nu punem pe masă tot ce știm să facem... Exact. Nu e bine. Într-o oră cel mult ai și antree și fel principal și ai și desert. Bine, și multe se cumpără multe, din comerț, da, da. Semi-preparate. Ceea ce înseamnă timp câștigat, așa între este. Altele, nu? Așa este. Da, și preferă ca timpul rămas să-l petreacă cu prietenii. Și din cauza asta sunt ei mai bine dispuși. De asta să revenim puțin la faptul că românul stă cu capul plecat și pare mereu trist și abătut. Da, și... da. Fiindcă nu socializează suficient. Sau nu socializează, nu știu, într-un fel mai de calitate, așa, mai... Da, da, așa este. Adică, ne aducem aminte, femeile, da? Cum stau ele înainte de sărbători, de dimineață până seară, ba să facă în casă curățenie lună, după care începe meniul, da, cu prăjituri, cu sarmale, cu răcituri, cum arată o sărbătoare la belgieni? O sărbătoare la ei arată în felul următor, e totul foarte elegant, se mănâncă în special stridii la aperitiv. Ce se mai mănâncă? Sunt foarte multe semi-preparate pe care ei doar le mai manipulează foarte puțin și gata, s-a făcut mâncarea. Da. Și e și bună. Platouri cu brânză, cu fructe, cu păi fructe de mare. Prima dată când am mâncat brânză camembert, a fost acolo brânza aceea urât mirositoare. Dar zicem atât noi de gustoasă. Miroase a picioare nespălate. Da. Și mă gândeam, cum să mănânc eu așa ceva? Nu pot, nu se poate. Bine, și după ce am luat eu o bucățică mică și am băut dat și de gust, trebuie după să bei un pic de vin roșu ca să-i simți gustul mai bun. Așa. Și după am băut un pic de vin roșu și într-adevăr am văzut, da mă, e bun. De ce mănâncă oamenii ăștia brânză de aia urât mirositoare? Exact. Pentru că știu cum delicios. Să o asocieze. Exact. Cum, de exemplu, există anumite tipuri de cafea, recomandarea fiind să fie băute lângă o bucățică de brânză. Telemea, de exemplu. Da. Alt tip de cafea care merge doar cu dulce. Exact. E important să cunoaștem lucrurile astea. Facem niște descoperiri care mi se par wow, de ce n-am știut până acum? Adică... Eu știu că noi românii avem foarte multă materie brută în ceea ce privește alimentația și o cam lăsăm așa, în stare brută, nu prea o bibilim, o aranjăm. Mă refer chiar și la brânză, că ei au tot felul de brânzeturi cu tot felul de gusturi ce nu ne putem imagina noi. La noi... Ce avem? Brânza, telemea. De burduf. Așa. Mai avem caș. Așa. A. Și altceva? Or mai fi, da? Nu... Nu ne vine acum. Nu ne vine acum. Da. Probabil. Da, da. Probabil. Uite ce important. Chiar... Câte lucruri putem învăța inclusiv din felul în care mănâncă oamenii. Exact. Și asta face parte din cultura unui popor. Da. Ei dau importanță lucrului acesta și asta îi face pe ei să se simtă bine, să fie, uite-mă ce specialitate a mâncat, a fost ok. Mânca puțin? Da, bun. Dar bun. Și la noi, bine, noi nu mâncăm puțin, noi mâncăm mai mult și bun. Da. Da. Dacă la ei sunt mai multe feluri, câte puțin din fiecare, la noi nici nu este foarte mult timp să stăm, să gătim noi foarte mult, prea multe feluri într-un timp destul de scurt. Timp liber, timp de calitate, ce făceați dumneavoastră în timpul liber? Ce făceam? Ieșeam foarte mult în natură. Deci au un colț de natură foarte frumos acolo în Belgia. Da.
E frumos. Foarte multe animale, multă pădure, frumos. La noi avem și la noi, da, avem. Dar nu prea ieșim. Da, așa este. Și natura, știm că ne ajută foarte mult să ne încărcăm, să ne relaxăm, să ne lăsăm ideile alea urâte deoparte și să fim mai zen, așa. Mai să atragem energiile pozitive, cum spunea și doamna Daniela Andrieș, tot aici la acasă în diaspora. Nu a fost, e de 16 ani în Italia și nu a fost ușor. A plecat singură și a lăsat aici acasă copilul, părinții, frații, surorile. Nu știa limba italiană, s-a dus într-o zonă în care nu erau români și a zis, domnule, sunt aici, trebuie să merg mai departe, nu, să cer să nu mă las copleșită, să încerc să iau din tot ce mi se întâmplă numai părțile bune, să privesc jumătatea plină a paharului, pentru că altfel nu o să ajung bine. Exact. Nu? Exact. Da. Așa este. Suntem pe finalul emisiunii, aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre Luna Diasporei, un eveniment care se întâmplă de ceva timp în Suceava. Așa. Consiliul Județean are și un departament pentru diaspora și în fiecare lună august încearcă să aducă la un loc diaspora și, evident, sucevenii care sunt aici, să facă o punte între aceste două românii, ca să spunem, România de aici și România de dincolo. Ați participat vreodată? Ați știut de această inițiativă? Acum aud pentru prima dată de la dumneavoastră și mi se pare un concept foarte util care ajută cumva reintegrarea românilor în România. Și a ne înțelege mai bine unii pe alții. Exact. Ceea ce încercăm și noi prin această emisiune. Practic. Și bine, noi celebrăm de vreo 5 ani, cred că, românii din diaspora prin această emisiune, o dată pe săptămână difuzată aici la televiziunea Intermedia și câte povești frumoase am auzit, cu bune și cu rele, că așa e viața, oriunde ar fi, are și roz, și gri, și negru. Exact. Trebuie să știm cum să facem față, nu? Avem parte de provocări, bineînțeles. Și să dăm importanță sănătății mentale. Da? Să nu uităm. E foarte important. Iată un sfat de la un terapeut, hipnoterapeut. Așa. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, Veronica. Și eu. Toate cele bune și mult succes. Sper să ținem legătura, să aflăm ce s-a mai întâmplat, ce decizie ai luat. Mi-a mai rămas încă jumătate de an. Rămâi la Suceava sau te întorci în Belgia. Voi vedea. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi pentru atenție, doamnelor și domnilor. Emisiunea de astăzi se încheie aici. Sunt Adriana Dascălu-Bulină. Să vă fie bine oriunde v-ați afla.